este teamă de eșec, dar ideea de la care vreau să plecăm astăzi este următoarea. Nimeni nu este perfect, cu toții greșim. Da? Așa că ceea ce vreau să înțelegem, cel mai important lucru este că un eșec nu este un capăt de țară, ci dimpotrivă, eșecul poate duce la succes. Așa începe lecția deschisă despre teama de eșec. Una dintre abordările proiectului Construiește-ți viitorul, care beneficiază și de un ghid pentru cadre didactice. O asociație din România derulează astfel de programe pentru a sprijini activitatea didactică în școli și promovează valorile pozitive în rândul tinerilor. O să ai parte de provocări și asta nu trebuie să te sperie. Să gândești pozitiv înseamnă să înțelegi aspectul ăsta și să crezi că tu vei putea face față și vei rezolva acea problemă. Lecțiile din acest ghid, care se numește Construiește-ți viitorul, îi echipează pe tineri cu mai mult curaj, cu mai multe competențe pentru viață, care să le sporească curajul și încrederea în ei. Liderii asociației recrutează și selectează cadre didactice în calitate de voluntari pe care îi pregătesc să susțină lecțiile la orele de dirigenție. Pune la dispoziția tuturor profesorilor din România aceste materiale. Tot ceea ce au ei nevoie să facă este să se înscrie pe site-ul asociațiamexol.ro și vor primi aceste lecții pe care... Noi salutăm această inițiativă care vine din partea Asociației Maxwell. Sper să avem o colaborare îndelungată cu dumnealor și ghidurile pe care ni le propun să aibă un succes extraordinar. Să le arătăm lor că multi-inteligențele cu care sunt dotați din naștere și nu numai reprezintă cheia pentru viitor, pentru succes, iar inițiativa celor de la Maxwell cu acest ghid pentru dezvoltarea personală a tinerilor și adolescenților reprezintă clar una dintre cheile pe care le pot folosi în dezvoltarea aripilor pe care și le deschid. Consider că aceste lecții sunt foarte folositoare, având în vedere că sunt prezentate în școli, având în vedere că tinerii petrec o mare parte din timp pe băncile școlilor și aceste subiecte în care ne deschidem față de profesori, față de elevi, constituie un avantaj. Este o lecție foarte interesantă și ne ajută foarte mult, pentru că majoritatea copiilor din ziua de astăzi nu sunt educați mental și nu au educația mentală încât să învețe din greșeli și să învețe din eșec în sine. Mi se pare un lucru foarte interesant și foarte interactiv. Nu am mai văzut până acum așa ceva, nu am mai participat la asemenea activități înainte și mi se pare un subiect foarte des întâlnit și un lucru cu care se confruntă majoritatea adolescenților. Noi trebuie să vorbim despre aceste chestii, trebuie să fim educați de ce putem să învățăm de eșec, de ce nu contează foarte mult să nu eșuăm și să cădem în această idee că am făcut o greșeală și că nu putem să revenim de așa ceva. Cred că faptul că facem asta mai des acum în școală și că mi se vedea aceste ghiduri profesori să vorbim despre aceste lucruri, o să fie foarte important pentru noi. Și pentru... În cadrul proiectelor mai sunt tratate teme legate de bullying ori stima de sine la elevi.